Dita mamo kibori, kibori da kibori, kaveleske baktali, devla baktali. Dita mamo kibori, kibori da kibori. La începutul săptămânii trecute, casa unui rom a fost spartă, iar din imobil i-au dispărut mai multe bunuri. Bărbatul bănuiește că ar fi fost prădat de un alt rom, motiv pentru care a cerut să se facă dreptate. Zis și făcut. Romii merg însă după propriile legi și s-a solicitat constituirea staborului, instanța supremă a judecății țigănești. O mulțime de romi s-au adunat miercuri în centrul istoric să asiste la judecată, iar întâlnirea lor a degenerat într-un mare scandal ce a fost tins de oamenii legii. Era vorba de un conflict între două persoane, pe o datorie de bani, de aur și exista o neînțelegere. Au solicitat, din câte am înțeles, o judecată de către Bulibaș. Acesta nu ar fi dorit să facă judecata fiind rudă cu unul din cei doi scandalagii. Poliția locală a stat în toată această perioadă între ei pentru a nu exista violențe. La fața locului a fost solicitată și prezența jandarmilor. La Botoșani ar urma să ajungă un alt Bulibașă care să facă dreptate între romi.